Bună dimineața! În săptămâna asta aș vrea să discutăm un subiect care nu vreau să, fie, să, fiu greșit înțeles. Un subiect care în aparență este, ține de, de o atitudine critică a lui Isus față de o anumită clasă religioasă. Dar de fapt nu avem nimic cu nimeni. Ceea ce Isus a spus în Matei 23 cu privire la farisei n-a fost cu scopul de a ataca pe farisei, ci de a elibera pe oameni de sub tirania fariseilor. Și aș vrea în această dimineață să încep cu un verset care explică, justifică foarte bine de ce este necesar să studiem Matei 23. Nu pentru a arăta cu degetul altul, spune, uite, la fariseu, ci pentru a fi eliberați de o anumită tiranie care ne împiedică să suntem în Împărăția la Dumnezeu. În Matei capitolul 23, versetul 13, vai de voi cărtura și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu-i lăsați să -i, nu intrați în ea, nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsa să intre. Deci, fare să și cărturare, prin cărturare înțelegând teologi, închid oamenilor împărăția cerurilor. Ei stau în ușa împărăției și nu-i lasă pe oameni să intre. Și ca tare este necesar să înțelegem denunțul lui Iisus împotriva fariseilor și de asta ne vom ocupa toată săptămâna, nu ca să arătăm cu degetul la ei, ci ca să putem intra în împărăția cerurilor. Pentru că noi suntem intimidați de farisei și din cauza asta nu avem îndrăzneală să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Avem impresia că noi nu avem voie să intrăm acolo. Stă un portar în ușă și spune n ai voie să intri aici fără ținută specială. Nu? Ăsta este fariseul. E bine, vreau să pun o întrebare și încercați să răspundeți. Nu mă refer la cei care nu au niciun interes să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar ce anume îi ține pe cei mai mulți oameni afară de împărăția lui Dumnezeu? Mă refer la cei care vor să intre. Și răspunsul cred că l-ați găsit Simțământul de vinovăție. Am constatat că cei mai mulți oameni nu intră sau nu îndrăznesc să intre în împărăția lui Dumnezeu din cauza că se simt vinovați. Cine creează acest simțământ de exagerbat de vinovăție? Farisei și cărturarii, teologii, clericii, de-a lungul întregii istorii bisericești, le-au dat oamenilor simțăminte de vinovăție neurotică, exagerată. Și aș vrea să vă povestesc o întâmplare pe care mi-a amintit-o în acest seminar despre Isus. Uh, uh, Expresia lui Luther în Erfurt. Deci Luther uh, s-a dus la mănăstirea din Erfurt în 1513 uh, ca să devină călugăr augustinian și scopul lui Luther a fost uh, să se desprinde de influențele lumești ca să poată fi mântuit. Timp de 10 ani Luther s-a luptat cu simțăminte de vinovăție foarte puternice și aceste simțăminte de vinovăție l-au împis la descurajare și a încercat să rezolve aceste simțăminte de vinovăție încercând să-și curețe natura lui omenească, să fie mai bună. După 10 ani s-a dus la Wilhelm von Staupitz, care era supraveghetorul lui, vicarul, și i-a spus Părinte Staupitz, eu cred că ar trebui să părăsesc mănăstirea, fiindcă oricum mă lupt degeaba că nu e mântuirea pentru mine. Și Ștaupiț era bătrân și era cu experiență, a înțeles imediat despre ce vorba. Și a zis, Martin, încetează să mai privești la păcatele tale reale sau imaginare. Privește la Isus Hristos, care e răsint împreună cu păcatele tale. Atunci a intrat Luther în împărăția lui Dumnezeu. Ei bine, aceste simțăminte de vinovăție care speculează păcate reale sau imaginare, Farisei nu numai că ne fac să, ne, să simțim că păcatele noastre uh, Nu pot fi rezolvate decât ascultând de ei Dar farisei de, de cele mai multe ori creează o, o serie de păcate imaginare Și aș vrea să vă spun un secret Există o soluție în Sfânta Scriptură În jertfa lui Iisus pentru păcate reale Nu există nicio soluție pentru păcate imaginare Dacă farisei ne bagă în cap Că ideea că e păcat ceea ce nu e păcat, nu, Dumnezeu nu are o măsură de a ierta păcate imaginare. Așa că aceste păcate le țin în afara împărăției lui Dumnezeu. Ori, pentru a intra în împărăție, noi trebuie să trecem de farisei. Trebuie să ne eliberăm De, de tirania fariseilor Este impera un imperativ Aș vrea să spun că Ceea ce spun acum nu este numai concluzia Dintr-o studiu de Matei 23 Este concluzia unei vieți întregi de pastorație Este ceea ce ține pe oameni în afara împărăției Sunt intimidați de farisei Se simt vinovați și cred că nu pot intra din cauza vinovăției, cred că nu sunt destul de vrenici de împărăție, cred că n-au atins standardele pentru împărăție și fariseul spune, dă-te pe mâna mea ca eu să te modelez să poți fi pentru pentru împărăție și atunci îți pierzi sufletul. Așa că este necesar să fim eliberați de farisei. Și din cauza asta există în Biblie Matei, capitolul 23. Dar haideți să începem de la capitolul 1. De la versetul 1, de fapt de fapt la versetul 2. O să încep la versetul 2. A zis, cărturare și farisei, Șed în scanul lui Moise. Ce este scanul lui Moise? Când Ezra a început să învețe poporul, a fost o tranziție de la faza profetică la faza religia cărții. Deci evrei n-au fost, iudei n-au fost o religie a cărții până la întoarcerea din Babilon. Până atunci a fost o religie a profeților. Odată cu întoarcerea din Babilon, Ezra a creat acel colegiu de învățători de cărturari, care explicau Tora și uh, locul profetului a fost luat de rabinul care explica legea uh, de cuvântul scris și asta este un pas înainte. Dar uh, ce se întâmplă? Iisus nu, uh, nu uh, anulează valoarea scaunului lui Moise. Rabinul care stătea pe scaun în sinagogă și explica Tora, se spunea că stă în scaunul lui Moise cărturarii iudei au dezvoltat metode de exegeză biblică, care apoi au fost preluate de părinții bisericești și pe care noi încă le folosim. Deci, Pavel însuși a învățat la piciorul lui Gamaliel și a zis cât de bun era în exegeza biblică. Deci, Isus nu disprețuiește scaunul lui Moise. Adică nu disprețuiește acea tradiție a cărturarilor iudei, care ne-au lăsat una dintre cele mai uh, Cele mai perfecte metode De interpretare a Bibliei Pe, ca, pe care este construit chiar și creștinismul, Așa cum a spus Pavel și părinții bisericești mai târziu Au învățat să interpreteze Biblia să facă exegeză Acesta e cuvântul De la, de la cărturarii iudei uh, Dar spre sus mai departe Deci toate lucrurile pe care vă spune să le păziți Păziți-le și faceți-le Adică cum? În principiu, Isus spune, oamenii aceștia știu ce vorbesc. Ei uh, vă, uh, vă explică Biblia și explică bine. Uh, vă spune pe stai puțin, că Isus i-a contras pe farisei. Da și nu. Uh, multe dintre învățăturile lui Isus carabin se regăsesc și în învățăturile cărturalor și fariseilor din timpul lui Isus de exemplu, principiul tot ce voi să facă voi oamenilor, faceți-le voi lor întâi sau esența legii constă în iubirea supremă față de Dumnezeu și iubirea imparțială față de aproapele, nu au fost inventate de Isus. Au fost rostite înaintea lui de învățători iudei. Așa că Isus le spune ucenicilor, voi trebuie să prețuiți această comoară de învățătură care de la Ezra încoace a fost marea calitate a învățătorului iudeu. Atunci, care e problema cu farisei? Zice, dar după faptele lor să nu faceți că ce zic, dar nu fac. Și aici este o problemă. Când Iisus le spune după faptele lor să nu faceți, practic ce vrea să spună, învățați de la, e bine să învățați de la cărturarii iudei, cum să interpretați Vechiul Testament. Sunt experți în limba ebraică, în exergeză biblică, în, în teologie biblică. E bine să învățați de la farisei. Sunt oameni care despică firul 4 și nu e rău totdeauna să despici firul 4. Sunt oameni care au o disciplină de viață. E bine să învățați de la ei, dar când Iisus spune după faptelor să nu faceți, ne atrage atenția asupra unui lucru. Ceea ce îi dă unui om autoritate să vorbească ca lider spiritual, deci nu ca expert în teologie, ci ca lider spiritual, este egalitatea între fapte și vorbe. Atâta vreme cât etica fariseului și a cărților iudeu nu este la înălțimea teologiei lor, atunci voi nu trebuie să, să priviți la acești oameni ca vorbind în numele lui Dumnezeu. Și în timp ce apreciați erudiția lor biblică, totuși nu uitați nu trebuie să vă lăsați căluziți de ei în împărăție. Pentru că stau în ușa împărăției, dar nu intră și nici pe voi nu vă lasă să intrați. Așa că vreau să mă opresc aici și să vă aduc aminte că noi suntem într-o situație asemănătoare. Adică este bine să ascultăm la predicatorele guvenți și este bine să citim cărți de teologi buni. Și este bine atunci când un om vine și mustră păcatul ca un fariseu. Și ce vreau să spun ca un fariseu? Adică când se leagă doar de tot timpul de îmbrăcăminte și de fusta femei și de machiaj și de televizor. așa să spun nu dați cu picior la tot ce spune el. Spune multe lucruri bune, dar nu uitați, oamenii aceștia nu vă pot călăuzi în împărăție. Cum să ajungem în împărăție? să ajungem în împărăție vom vedea Iisus ne spune, nu numiți pe nume Rabin, nu numiți pe nume Părinte, ci merge că singurul vostru Rabin, singurul vostru Părinte este Hristos. Adică intrați direct prin Hristos și fiți independenți în spiritualitatea voastră urmândul direct pe Iisus Hristos. Dar înainte de a ajunge la ideea aceasta, mai sunt câteva probleme aici. Ei leagă sarci în grele și cu a nevoie de purtaș le pun pe oamenilor. Să le, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște aici se vorba despre un dublu standard am cunoscut câțiva farisei sinceri fanatici care poartă sarcine pe care le pun asupra altora, pe aceștia e respect însă în principiu greșesc însă ce mai mulți farisei fac pe reformatorii adică pun sargini grele de purtat asupra voastră. Să se în învon și încep să plânge un standard atât de înalt, încât dumneavoastră veți spune o, omul acesta cu siguranță că vorbește din partea lui Dumnezeu, pentru că dacă n-ar fi din partea lui Dumnezeu, nu ar predica un standard de înalt. Și tot, te duci acasă amețit. Și deja îți propui să faci niște reforme Care cer efortul aproape supraomenești în viața ta Să faci asta, să faci asta Să nu faci aia, să nu faci aia. Și în principiu poate nu-i rău Dar ce se întâmplă? Acest simțământ că tu nu poți intra în împărăție Până ce nu faci Ce ți-a spus fariseul acela de la Ambon Este ceva ce te împiedică Să intri în împărăție Și aici este, este partarea După aceea însă Fariseul de obicei Nu mișcă un deget ca să ușurăge aceste poveri. Și acest nu mișcă un deget vrea să spună că în timp ce fariseu îți vine cu reforme care implică de obicei exteriorul, dar sunt grele. Și atunci spui, dacă fac aceste reforme cu siguranță că am dreptul în împărăție, îmi spunea un prieten odată despre un pastor, ce dacă treci de el, pe ce ai trecut și de Isus, așa că e bun ca pastor. Adică ce vrea el să spună, avem nevoie de cineva să stea cu biciul pe noi, ca să Putem intra în împărăție Și cu cât pasul acesta Dă mai des cu biciu Cu atât șansele de a intra în împărăție cresc Este un înțelegament fals uh, Fariseul nu mișcă un deget Să poartă poverile În sensul că el niciodată nu te încurajează Ci doar te cenzurează Asta este ideea Așa că Iisus spune mai departe Umblă după locul întâi mai o spețe, După scaunul întâi în sinagogi Le place să facă oamenilor plecăciuni Să le spune rabi, rabi, Și Iisus spune cu alte cuvinte Asta însemnează să spui și să nu faci Anume, în sensul că toată teologia rabinică uh, Era foarte bine gândită Și era foarte biblică uh, Rabinii au scos perle Din Vechiul Testament Și toată această teologie În principiu era cuprinsă În, în ideea Iubirii și a umilinței. Ți s-a arătat, omule, ce trebuie să faci, ce altceva cere Domnul Dumnezeu de la tine decât să iubești dreptatea și să umbli smerit cu Domnul Dumnezeul tău. Să nu uităm, la ultima parte, am, am trecut de la ultima parte a, a textului. Să umbli smerit cu Domnul Dumnezeul tău. Deci, toată această învățătură, în ultima instanță, te conduce la o umblare smerită. Nu o infatuare a mântuirii prin fapte or Există o legătură strânsă Între a predica mântuirea prin fapte Și a căuta locurile din tâi De ce? Pentru că și una și alta Țin de o anumită infatuare a naturii umane Mântuirea de sine Mântuirea prin eforturi Amândouă sunt expres la mântuirii prin fapte Și care este soluția? Iisus spune Unul singur este învățătorul vostru Hristos și voi toți sunteți frați. La voi nu există ierarhie. Toți sunteți frați, aveți un singur învățător, Hristos. Și Tatăl sunt numiți pe nimeni. Pentru că unul singur este Tatăl vostru. Acela care este în cerul. Adică, uh, voi nu aveți niciodată un șef pe pământ, nu aveți niciodată un cap vizibil, nu aveți niciodată un părinte spiritual vizibil, Tatăl vostru este în cerul, nu o să găsiți niciodată pe pământ. Pe pământ veți întâlni numai frați. Uh, conducerea bisericii este în cer, nu este pe pământ. Asta spune, spune Isus. De ce ne spune aceasta? Nu pentru uh, anarhie. Nu. Există în biserică o structură, dar pe ce se bazează această structură? Cel mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Orice ne va înălțat, se va înălța, va fi zmerit. Orice ne se va zmeri, va fi înalțat. Și Isus, de fapt, ne dă aici dreptul să ne căutăm în durea independenței. Fiindcă cei care sunt puse în învețe sunt slujitorii noștri. Și cei care sunt înalți vor fi zmeriți și cei care vor fi zmeriți, se zmeresc vor fi înalțați. Și cei care se zmeresc nu ne patronează. Nu încearcă să, să devină stăpân peste spiritualitatea noastră. Așa că Iisus ne spune, Hristos este învățătorul vostru, Dumnezeu este Tatăl vostru, mântuirea este prima voastră personală. Închei cu un citat dintr-unul dintre pionerii Bisericii Adventiste, A.T. Jones, care spunea, Problema libertății religioase nu este relația între biserică și stat, ci relația între biserică și individ. Așa că Dumnezeu ne încurajează să fim liberi în drumul spre împărăție. Vă mulțumim, vom continua această discuție. Mâine dimineață, la revedere!